Hei, salutare și bine ați venit la cel mai fain unboxing al meu de până acum. Nu știu dacă vă dați seama, sunt extrem de entuziasmat pentru acest unboxing. Nu mai am răbdare. Nu o să vă spun ce este, o să vă las pe voi să descoperiți, dar între timp încercați să ghiciți cam ce ar fi în cutia asta. Ce ar putea să fie într-o cutie de mărimea asta. De unde să încep? Hai să-i desfacem un pic. Să dăm punga asta la o parte. Trei, doi, unu și... Exact! Este primul meu iMac, este primul meu calculator de la Apple. Toată viața mea am fost un utilizator de Windows, dar de data aceasta se schimbă totul. Haideți să continuăm cu unboxing-ul. Ia uitați-vă ce frumoasă este cutia. Deci așa arată cutia. Atât de subțire este. Este un all-in-one. Nu este nicio unitate centrală. Tot calculatorul este acest display. În spatele display-ului sunt toate componentele. Asta mi-a plăcut întotdeauna la Mac-uri. De mult am visat la un iMac, dar niciodată n-am avut posibilitatea să-mi cumpăr. Acum l-am luat pe firmă și ar trebui să mă țină vreo 10 ani de zile. Adică presupun că ar trebui să mă țină vreo 10 ani de zile acest calculator. Vine cu acest sigiliu. Foarte satisfăcător. Voila! Tastatura și mouse-ul. Dau și cutia asta la o parte. Aici la cutii. Doamnelor și domnilor, acesta este noul meu calculator, iMac 27 de inci, 2017. O bijuterie. Și am uitat că trebuie să mai fie un cablu. M-am uitat la atâtea unboxing-uri pentru acest produs, încât am uitat esențialele. Doar cu un singur cablu alimentez această bijuterie. Totul este wireless. One to rule them all. Bineînțeles, nu o să intru în foarte multe detalii în acest unboxing, dar o să fac un clip separat să vă explic de ce am ales să trec pe Macintosh și de ce am ales Apple și nu mai vreau Windows și multe, multe alte diferențe care sigur o să vă pună pe gânduri. Așa că stați aproape. Și era să uit, o să urmeze și un clip cu noul meu birou pe care l-am făcut. După cum bine știți, aveam un birou pe colț când stăteam în apartament cu taică-mă. De data aceasta mi-am făcut propriul birou, este un fel de dream desktop și sunt sigur că o să vă placă. Ne auzim la următorul clip. Salutare!